Dacă ai fi în rânduiala cea creștină și mă întreabă câteodată cineva, Părinte, dar toată viața trebuie să te rogi? Dar eu zic când n-ai nevoie de Dumnezeu. Eu zic când nu există înger păzitor. Eu zic când Sfânta Treime coboară din tron și spune gata, lumea e de capul ei. Eu zic când pleacă Dumnezeu la mare și spune faceți diavolul ce vreți voi pe pământ. Nu. În fiecare zi, ne spune Apostolul Pavel, privegheați și vă rugați că nu știți clipa și ceasul în care vine Fiul. De clipa și de ceasul acela nu știu nici îngerii, nici fiul, ci numai Tatăl. Și fericită este sluga pe care o va afla priveghind și nevrednică este pe care o va afla lenevindu-se. Deci noi care trecem prin traume, prin necazuri și prin suferințe. Deci suferințele nu se atribuie lui Dumnezeu, ci necredinței oamenilor și dacă ne uităm în jurul nostru, cât antibombardament fără Dumnezeu și în afară de Dumnezeu și gata cu Dumnezeu vedem în jurul nostru, chiar ne putem pune întrebarea dacă secolul 21 va sfârși creștin sau deloc. Deci, în momentul în care noi credem că râdem de Dumnezeu, râde Dumnezeu de noi și a râs Dumnezeu de dânsii și a zis, de m-ar fi ascultat Israel pe mine și ar fi umblat în cărările mele, într-un nimic aș fi smerit pe vrăjmașilor, dar i-am lăsat pe ei, spune Catisma, în deșertăciunea minților, după izvodirea minților, deși puteam să hrănesc cu miere și cu grâu din piatră, ne spune Psalmul. Ne spune că după ce orbi au confirmat că Dumnezeu poate face aceasta, automat ochii lor s-au deschis de la sine. Acum am o întrebare pentru acasă. Să spunem că în clipa aceasta avem posibilitatea să-i cerem lui Dumnezeu o dorință. Spun lucrul ăsta. Dacă nouă ni s-ar zice, fie vouă după credința voastră, care credeți că ar fi reversul automat a acestei credințe? Eu cred că am vedea mai mulți ochi săriți pe jos decât-ți deschiși. De ce? Pentru că era odată un împărat înțelept și a vrut să-și testeze supuși. Și a spus așa, dau o lege care n-a dat-o nimeni niciodată. Ca să vedeți cum se judecă dreptatea. Și supușii au spus, da, împărate, numai trebuie să ai grijă cum o dai. Știu eu cum o dau. E de datoria mea să o dau. Am să dau una pentru curtea împărătească, și am să dau una pentru curtea domnească, adică pentru Consiliul de Miniștri, pentru boieri, pentru conducătorii țării. Și a spus așa, oricine ar mai greși împotriva legilor împărătești, îi se va scoate ochii. Cine va greși, în orice fel, va fi judecat de un coleg al lui din Consiliul de Miniștri și cum va fi pedepsit, așa se va aplica pedeapsa. Primul care a greșit a fost fiul împăratului. Și consilierii toți aia, suntem salvați dacă a greșit fiul împăratului. Prevede povestea că atunci când la patriarhat, la regat, urmează succesorul la tron, să aibă câteva lucruri care țin din învățătura Scripturii. Drept, înțelept, fără meteahnă, fără beteșug și fără semn pe trup. Deci cum putea să aibă supușii un viitor împărat orb? Și atunci au spus așa, vom merge la împărat și acum îl putem constrânge să facă legea cum vrem noi. Cum vedem și azi prin țară. O anulăm, că nu putem pedepsi fiul împăratului. Cum să ai un urmaș la tron orb? Și a spus, împărate, problema este că chiar fiul tău a greșit. Și a spus, nu-i nimic, îl voi pedepsi eu. Păi și ne lași fără urmaș la tron? Nu! Am să vă las un urmaș înțelept cum n-ați mai avut niciodată. A chemat pe fiul său în sala tronului, a chemat gărzile împărătești, a chemat călăul, a venit și împăratul
și a spus așa, întrucât am dat o lege pe care n-am gândit-o, crezând că cei pe care eu îi conduc sunt perfecți, primul ochi mi-l scoți mie și al doilea îl scoți la fiul meu pentru că a greșit. Un chior poate conduce împărăția, dar un orb o pustiește. Deci ați văzut mod de înțelepciune? Supuși au înlemnit. Ei se așteptau că împăratul va schimba legea. Legea a rămas în continuare și a greșit într-o zi unul din supuși. Împăratul, blând de felul lui, n-a vrut să fie aspru și a spus așa, prim consilier sau prim ministru dintre consilierii împăratului, dă-i acestui om o pedeapsă care vrei tu. Dar ai grijă cum i-o dai, că dacă nu i-o dai cum trebuie, ție-ți pot scoate un ochi. Iar lui, pentru că a greșit, pot să-i scot pe amândoi. Și consilierul spune, scoate-i lui pe amândoi să nu mă mai vadă, că oricum mă invidiază. Și împăratul a spus, stai de capul la amândoi. Deci, ăsta este modul de a lucra noi în credința ortodoxă și de a vedea lucrurile în lume. Noi propovăduim bunătatea, propovăduim mila, propovăduim harul, propovăduim Evanghelia, dar suntem ori de ură, de răutate, de răzbunare, de vanitate, de invidie și ne-am dorit ca toți în jurul nostru să moară. Întâmplarea face că dacă ne convine sau nu ne convine, toate aceste cutre s-au cățărat în tot felul de funcții și stau acolo ca bufnițele pe steiuri de piatră și sunt invincibili, sunt inadmisibili de răsturnat și sunt inadmisibili de schimbat. De aceea noi trebuie să fim cei înțelepți care să stăm cu ochii deschiși, să nu ne izbim de orbi. Se spune că un mare filozof îmbla ziua mare prin cetate cu felinarul și îl întreabă cineva, păi dacă ești orb, ție ce-ți trebuie lumina? Să nu vie unul mai orb și să dea peste mine. Păi și când da, orbul vede, păi nu, că nu mă refer la cei care nu văd. Cei care nu văd știu pe unde merg. Eu mă refer la cei care cred că știu pe unde merg și merg ca orbi. Se pare că noi de multe ori facem mai mult lobby pentru orbire decât pentru o vedere. Pentru că cine are vederea duhovnicească știe pe unde merge. Iată ce ne spune Iisus Hristos. Dacă voi sunteți fii ai luminii, umblați în lumină și știți unde mergeți. Dar dacă voi sunteți fii întunericului, cel ce merge în întuneric nu știe unde merge. Să ieșim noi din întuneric cu orbirii sufletești, ca să vedem cărarea care trebuie, ca atunci când ne vom întâlni cu Hristos, Iisus să ne poată porunci. Vedeți să nu știe nimeni. Adică astea sunt tainele sufletului. Cine primește un dar de la Dumnezeu nu se bate cu pumnul piept și nu-l afișează pe stradă. Este taina secretului lui. Deci starea mistică, starea de rugăciune înaltă, starea de trăire adâncă, starea de trăire interioară, starea de trăire superioară, starea de trăire în rafinamentul Duhului Sfânt, în lumina Duhului Sfânt, în transcendență, cum spunem noi, este o stare care nu se dă oricui, oricând, oricum. Când i-auzi pe unii că se dau mari înainte văzători sau mari sfinți, stai liniștit, nu de alta. Poate să vadă dublu și pot greși ținta. Spune că orbii imediat ce au ieșit au vestit aceasta la tot ținutul. Păi cum puteau să vestească dacă au primit poruncă să tacă? Foarte simplu. Cine pune cetatea sub obroc și nu o pune pe munte? Sau lumânarea sub parc și nu o pune în sfeșnic să lumineze tuturor? Așa să lumineze faptele voastre înaintea oamenilor ca lumina în sfeșnic, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Deci când vrem să strălucească credința și învățătura credinței, să nu le arătăm nici la adventiști, nici la penticostali, nici la cei de altă religie sau la alte confesiuni, prin teorie. De dogme e sătulă lumea. Prin fapte concrete. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni.
Când ai făcut o minune, ai îndreptat mii de noroade. Când ai vorbit o săptămână, cum am vorbit eu azi, nu folosește nimănui la nimic. Vorba zboară, minunea rămâne. Dacă ți s-a petrecut o minune în viața ta, o ții minte toată viața. Dacă ți-a vorbit unul ceva filozofic, trei zile spui, bă, dar ce interesant a vorbit ăla. Te întreabă cineva după o lună, bă, dar ce a spus ăla? Bă, a vorbit fain, dar nu ții minte. Bă, dar chiar nu mai ții minte. Băi, nu mă interesează, era fain atunci, pe moment. Deci, așa suntem și noi cu credința. Pe moment ne încălzim, cât ne împărtășim, cât ne spovedim, cât deschidem ceaslovul, cât avem un examen cu copil, până ne căsătorim, până am rezolvat cu casa, până ne-am luat mașina, până am găsit serviciu, după aia începem pauza definitivă între om și Dumnezeu și prietenia pe cărarea lui întunecată. Spune că mai departe Iisus s-a plecat și asupra omului mut, i-a scos demonul și mutul a început să vorbească. Evident că în momentul când devii vrednic, faptele tale vorbesc. Și trupul tău vorbește. Iată ce om serios, iată ce om bun, iată ce om drept, iată ce om cucernic, iată ce om ca lumea, iată ce om adevărat, iată ce om de calitate, iată ce om pâinea lui Dumnezeu, un suflet de zahăr, expresiile noastre pământești. Și spune că toată lumea se minuna că nimeni n-a mai văzut așa ceva în Israel. Și s-au găsit, bineînțeles, și fariseii legii vechi, cum avem și noi azi, în plină societatea, cu dracu' scoate pe dragi. Prostii, vrăji, povești, povești. Dar Iisus mergea mai departe, așa am început Evanghelia și așa și vreau să termin predica, prin toate satele, prin toate cetățile, prin toate sinagogile și propovăduia Evanghelia, vindecând toate boalele și toate neputințele din popor. Să ne vindecăm și noi, că de aceea suntem în post, cu medicamentul rugăciunii, cu medicamentul postului, cu medicamentul bunăvoinței și a smereniei, cu medicamentul cel veșnic, să nu fie împărtășirea aceasta spre o sândă, ci de tămăduire trupească și sufletească. Le mulțumim celor ce s-au împărtășit, celor care se vor mai împărtăși, celor care postesc, celor care se spovedesc, celor care se roagă și îi rugăm să fie mai adânci și rugători și mai discreți și mai competenți și mai străjuitori și mai străduitori ca să se proslăvească darul lui Dumnezeu și lumea să se mire de puterea Evangheliei lui Hristos. Amin.